Aș vrea să ne apropiem cu sfințenie, cu teamă, dar și cu încredere și cu bucurie de Sfânta Scriptură și de tema din ziua de astăzi. Am stat și m-am gândit, Doamne, ce vrei să fac? M-ai chemat să vestesc Evanghelia, dăm un cuvânt din Evanghelia ta. Și Evanghelia înseamnă vestea bună. Și vreau astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, să vă aduc o veste bună din partea Domnului. De aceea, v-aș ruga să deschideți cuvântul lui Dumnezeu, dacă l-aveți, Exod 1, de la 15 la 21. Împăratul Egiptului a poruncit moașelor evreilor, numite una Șifra și cealaltă Pua, și le-a zis: când veți împlini slujba de moașe pe lângă femeile evreilor și le veți vedea pe scaunul de naștere, dacă este băiat, să-l omorâți. Dacă este fată, s-o lăsa să trăiască. Dar moașele s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut ce le poruncise împăratul Egiptului, ci au lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască. Împăratul Egiptului a chemat pe moașe și le-a zis: pentru ce ați făcut lucrul acesta și ați lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască? Moașele au răspuns lui Faraon: pentru că femeile evreilor nu sunt ca egiptencele, ele sunt vânjoase și nasc înainte de venirea moașei. Dumnezeu a făcut bine moașelor și poporul s-a înmulțit și a ajuns foarte mare la număr. Pentru că moașele se temuseră de Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut case. Amin. Amin. Este un text bine cunoscut de noi. Sunt convins că nu este străin de niciunul din cei prezenți aici. Putem să mergem în diferite direcții studiind, abordând acest text. M-am oprit însă ca punct de reper, punct de plecare în tematica de astăzi asupra ultimului verset 21. Pentru că moașele se temuseră de Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut case. Pentru că moașele s-au temut de Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut case. Vedeți? Poate că niciodată nu v-ați gândit la aceste două femei. Când este ceva foarte important în cuvântul lui Dumnezeu cu privire la ceva anume, cu privire la un anumit aspect, cu privire la o anumită persoană, Dumnezeu dă numele acela, dă numele acelei persoane sau acelor persoane. Poate că nu v-ați gândit niciodată că aceste femei, aceste două moașe ale evreilor, au o importanță fundamentală în planul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este dat de ceea ce făceau ele, și pe de altă parte, un lucru poate nesemnificativ, nu-l băgăm în seamă, faptul că numele lor le sunt date aici pe paginile Sfintei Scripturi. Pe una o chema Șifra și pe una o chema Pua. Poate ați trecut de multe ori peste aspectul acesta și n-ați sesizat. E foarte bine să luăm aminte. Dumnezeu le dă numele acestor femei. Aceste femei au rămas scrise aici în cuvântul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte din Noul Testament? Mai luăm un text, spre exemplu, din Noul Testament. Bogatul și Lazar. Pe bogat îl numește doar cu numele de bogat. Bogat. În schimb, pe Lazar, cel care era neimportant în ochii oamenilor, dar era extrem de important în ochii lui Dumnezeu, Dumnezeu îl numește, îi dă numele Lazar. Pe bogat nu-l numește. Aici nici măcar nu-l numește pe împăratul, pe faraonul Egiptului, nu-i dă numele. Zice împăratul Egiptului, faraonul Egiptului. Dar nu-i dă numele. Că era Ramses, că era
Amenhotep, că era, eu știu, Tutankhamon sau altul. Dumnezeu nu le dă numele, nu interesează. În schimb, pentru Dumnezeu sunt foarte importante două femei de care n-a auzit 99,99% din populația lumii. Nu știe, populația lumii nu știe de Șifra și de Pua. Poate nu știu nici creștinii din biserici de Șifra și de Pua. Poate că e prima dată când deschideți larg urechile sau inimile când auziți aceste două nume. Știu că ați trecut peste el, ați citit, dar nu v-au rămas. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu, atunci când dă numele în Biblie, înseamnă că El pune mare preț pe persoana aceea, pe persoanele acelea, pe locul acela, pe țara aceea și așa mai departe. Ei bine, aceste două femei, două moașe, au o chemare specială în planul lui Dumnezeu. Fără aportul acestor două persoane, planul lui Dumnezeu nu s-ar fi putut duce la îndeplinire așa cum dorea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu, ca să-și ducă planul la îndeplinire, găsește întotdeauna persoanele potrivite. Dumnezeu avea nevoie de persoane care să nu asculte de faraon, ci să asculte de Dumnezeu. Era vorba de înmulțirea poporului evreu în Egipt. Dumnezeu le spune încă de la început primilor oameni, lui Adam și Eva, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Era o poruncă biblică și evreii erau în situația în care puteau fi exterminați. Gândiți-vă, dacă nu mai existau bărbați evrei, femeile evreice, până la urmă, se căsătoreau probabil cu bărbați egipteni și copiii lor ar fi devenit egipteni în cultura lor și în religia lor și ar fi uitat pur și simplu de Israel, de Dumnezeu și de tot planul pe care Dumnezeu îl făcuse de la Avram încoace cu acest popor. Și atunci Dumnezeu pune în aceste femei teama de el. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, zice, moașele s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut ce le poruncise împăratul Egiptului. Au ascultat, s-au temut, au fost credincioase lui Dumnezeu cu riscul vieților. Puteau să o pățească rău. Ca dovadă a faptului că aceste femei au fost ascultătoare și temătoare de Dumnezeu, revenim la versetul 21. Pentru că moașele se temuseră de Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut case. Am fost destul de interesat de versetul ăsta. Ce înseamnă Dumnezeu le-a făcut case? E destul de laconic aici cuvântul. Atât. Nu se mai spune nimic de moașele astea. Atât. Dumnezeu le-a făcut case. Doamne, ce înseamnă că Tu le-ai făcut case la aceste? Dar n-aveau case până atunci? Trăiau pe câmp? Ce înseamnă? M-am uitat în alte traduceri, în unele traduceri spune că Dumnezeu le-a întemeiat familii, în unele traduceri, Dumnezeu le-a întemeiat familii, iar în alte traduceri spune că Dumnezeu a făcut în așa fel încât casele lor să meargă bine. Familiile lor, casele lor să meargă bine. Sunt, deci, diferite traduceri. Cuvântul casă, pentru că vreau să punem o bază, o temelie, că tot vorbim de casă, da? Cuvântul casă în Biblie are mai multe înțelesuri. Și vreau să luăm acest sens pentru cuvântul pe care Dumnezeu vrea să ne-l transmită astăzi. Atunci când spune că Dumnezeu le-a făcut case, sau că Dumnezeu vrea să-ți facă ție sau mie casă, vreau să înțelegem ce vrea Dumnezeu prin asta să ne spună. Cuvântul casă în Biblie înseamnă, în primul rând, clădire. Casă înseamnă o clădire. Uitați-vă, spre exemplu, la Luca 2 cu 7. În Luca 2 cu 7, când Domnul Iisus era gata să se nască, se vorbește despre el acolo, și a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire,
într-o clădire, anume într-un hotel, ce era acolo, nu mai era loc. Cuvântul casă poate să însemne o clădire în cuvântul lui Dumnezeu. Și atenție, este cel mai neimportant aspect al definiției cuvântului casă. Pe acesta Dumnezeu pune cel mai puțin preț. Deci când citim acolo că Dumnezeu le-a făcut case la moașele evreilor, trebuie să înțelegem că nu se referă în principal la faptul că le-a zidit o clădire. Poate să fie și asta. Dumnezeu însă are întotdeauna, și trebuie să înțelegem asta, întotdeauna are în vedere partea spirituală a lucrurilor. Partea spirituală. O a doua definiție, o a doua noțiune a cuvântului casă în Biblie, o găsim în Psalmul 122:1 sau în Ioan 2:17. Spre exemplu, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Am și cântat aici o cântare, da? Haidem la casa Domnului. Adică, unde? La locul de închinare. La templu, la sinagogă, cum era în vechime, sau la biserică. Și biserica nu înseamnă o clădire. Biserica este un trup. Biserica este constituită din oameni. Deci al doilea lucru înseamnă templu, înseamnă biserică, înseamnă un loc de închinare, înseamnă adunarea sfinților lui Dumnezeu. Iată și în Ioan 2:17. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris, râvna pentru casa ta mă mănâncă și pe mine. Râvna pentru ce? Pentru biserica Domnului, pentru adunarea Dumnezeului celui viu. Deci a doua noțiune înseamnă biserică sau templu sau loc de închinare. În al treilea rând, Dumnezeu când folosește cuvântul casă în Biblie, se referă la națiunea lui Israel. Uitați-vă, spre exemplu, în Faptele Apostolilor 2:36. Să știe bine, dar, cine? Toată casa lui Israel. Toată casa lui Israel. Că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Cuvântul casă se mai referă și la națiunea lui Israel, ca o casă. În al treilea rând, cuvântul casă în Biblie înseamnă și familie. Uitați-vă, spre exemplu, în Geneza 18:19, căciul cunosc, e vorba de Avram, căciul cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului. Adică va porunci familiei lui și generațiilor următoare, din generație în generație, să păzească legea Dumnezeului celui Sfânt. Adică familiei lui. Uitați-vă și la Iosua 24:15, în care Iosua declară ferm, și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea, adică eu și familia mea, vom sluji Domnului. Deci nu înseamnă clădire. Eu și clădirea mea. Eu și apartamentul, eu și blocul în care stau. Nu. Eu și familia mea. Uitați-vă și în 1 Corinteni 1:16. În 1 Corinteni 1:16, da, a mai botezat și casa lui Ștefan. E vorba de Pavel aici. A botezat casa lui Ștefana. I-a botezat ce? Clădirea. I-a botezat familia lui Ștefan. Casă mai înseamnă și familie în cuvântul lui Dumnezeu. Și de asemenea, casă mai înseamnă și viața omului. Casă înseamnă viața ta și viața mea. Uitați-vă, spre exemplu, Matei, în capitolul 7, Matei, în capitolul 7, de la versetul 21, nu o să citim tot pasajul acela, dar din ce spune pasajul acela, ne dăm seama că avem de-a face cu viața omului sintetizată în cuvântul casă. E vorba acolo de casa zidită pe stâncă.
casă zidită pe stâncă. Și uitați ce câteva, spicuiesc numai câteva. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, versetul 24, cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Aici se ia un exemplu din viața de toate zilele, că nimeni nu-și construia o casă pe nisip. Mai departe o să vedeți cel care își zidește casa pe nisip. Și nicăieri în lumea aceasta nu se zidește o casă pe nisip. Întotdeauna se caută o temelie tare ca să reziste casa aceea. Și când vorbește cuvântul lui Dumnezeu și dă exemplu modul cum oamenii în lume își construiesc casele, și anume caută un teren tare să pună o temelie tare, aici în mod simbolic Domnul Iisus Hristos vrea să spună: iată pe cine asemuiesc eu atunci când cineva își face o casă. Adică atunci când cineva își zidește viața. Când cineva își zidește viața, trebuie să-și zidească viața pe stâncă. Și cine este stânca? Domnul Iisus. Când îți zidești viața, adică zidești casa, nu zidești pe nisip, adică nu zidești pe lucruri trecătoare. Nu zidești pe lucruri care pierd. Nu zidești pe evoluționism. Nu zidești pe Big Bang-ul ăla de care spun oamenii că s-a construit lumea. Nu zidești pe, eu știu, un partid politic. Nu zidești nici pe comunism, nici pe capitalism. Nu zidești nici pe ce face un guvern sau altul. Pentru că toate acestea vor pieri când îți zidești viața. Când vrei să dai sens vieții tale, cuvântul lui Dumnezeu spune aici așa: un om cu judecată își zidește viața pe stâncă. Când vin valurile vieții, când vin problemele, când vin necazurile, poate să te clatine, da? Poate să te dea într-o parte și în alta, dar rădăcinile tale rămân fixate în stâncă și nu-i nicio problemă. Iată deci, acestea ar fi câteva din înțelesurile cuvântului casă din Biblie. Care vi se pare cel mai puțin important? Cel cu clădire. Așa cum am spus, în schimb celelalte au o mare importanță în economia planului lui Dumnezeu. Dumnezeu se gândește foarte serios la viața ta, la modul cum ți-o construiești. Dumnezeu se gândește foarte serios la familia ta. Dumnezeu se gândește foarte serios la poporul ales, la Israel. Dumnezeu se gândește foarte serios la adunarea sfinților, adică la biserică, și mai puțin la clădire. Ei bine, oamenii de cele mai multe ori când se gândesc la casă, iau primul sens, cel de clădire, când zici casă. Dumnezeu, la Dumnezeu este schimbat sistemul valorilor. De aceea m-a pasionat acest verset. Doamne, la ce te referi tu în cuvântul lui Dumnezeu, în Exod, când zici că Dumnezeu le-a făcut case? Se referă mai puțin la faptul că le-au fi zidit niște case, ci la faptul că le-a întemeiat familii puternice, la faptul că au avut o viață bazată pe niște principii sănătoase, la faptul că viața familiilor lor, a caselor lor, a mers bine, din putere în putere, pentru că ele au zidit pe temelia tare a lui Dumnezeu și au zidit casa. Bazați pe aceste interpretări, Exod 1:21 înseamnă exact ceea ce am spus, că Dumnezeu, și acum nu mai mergem la moașe, mergem la tine și la mine. Bazați pe Exod 1:21 înseamnă că Dumnezeu poate să zidească și ție și mie o casă, înseamnă că Dumnezeu poate să zidească o biserică. Chiar dacă o vedeți așa cum este acum, Dumnezeu poate să o zidească chiar de la zero. Chiar dacă mai sunt aici doar doi inși, un om, o persoană, Dumnezeu poate să zidească o biserică. Dumnezeu poate să zidească, să întocmească o țară,
Sau dacă vreți să vindece o țară, Dumnezeu poate să vindece o țară. Oricât ar fi ea de căzută, de imorală, Dumnezeu poate să rezidească acea țară. Dumnezeu, de asemenea, poate să zidească familia ta. Oricât, indiferent cât de jos a căzut sau oricât de mult este lovită, Dumnezeu poate să o zidească. Și, de asemenea, Dumnezeu poate să-ți zidească viața. Poate să-ți refacă viața. Dumnezeu are aceste posibilități. Pentru că în cuvântul lui Dumnezeu se spune lucrul acesta. Fiindcă s-au temut de Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut case. Și luăm toate aspectele acestea în vedere. Luăm toate aceste aspecte. Indiferent că le-a făcut într-un sens sau altul, trebuie să... Principiul este același. Și anume că acele femei, ca să beneficieze de binecuvântarea lui Dumnezeu, ce au făcut? S-au temut de Dumnezeu. Fără să se teamă de Dumnezeu, acele femei n-ar fi beneficiat niciodată de binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci este foarte important în viața noastră. Dacă vrem să avem parte de binecuvântarea lui Dumnezeu, să avem principii sănătoase în viața noastră. Principii sănătoase. Ca să avem parte de beneficiile, de binecuvântările lui Dumnezeu. Vrei să zidească Domnul o casă? Vrei să zidească Dumnezeu o casă? Respectă principiile. Sunt câteva pe care le desprindem din cuvântul lui Dumnezeu. Și haideți să le luăm așa. Eu am găsit 5 principii, dar sunt mai multe. Dar 5 de bază. V-am spus, sunt atras foarte mult de partea spirituală a lucrurilor. Extrem de mult mă interesează partea spirituală, mai puțin sau poate chiar deloc mă interesează partea materială. Din partea materială nu mă interesează decât strictul acela necesar pe care îl poruncește cuvântul lui Dumnezeu. Dacă aveți ce mânca și cu ce vă îmbrăca, vă este de ajuns. Vă este de ajuns. În rest, sunt foarte interesat de tot ceea ce înseamnă parte spirituală din ceea ce vrea Dumnezeu să ne dea și să ne binecuvinteze. Și dacă vrem lucrurile acestea, ascultați numai câteva principii bazate pe partea spirituală. Bazate pe partea spirituală. Unu. Trebuie să înțelegem lucrul acesta. Că ziditorul, cel care zidește o casă, este Dumnezeu. Ziditorul casei este Dumnezeu. În Ioan 15:5, unul din marile versete ale cuvântului lui Dumnezeu, care pentru mine reprezintă principiul de viață și nu voi abandona acest principiu pe care îl găsesc în Ioan 15:5 sub nicio formă, aici spune așa: căci, parte de la urmă, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Cu alte cuvinte, El este Cel care zidește casa. Tu nu poți. Nu poți să faci nimic. Despărțit de Dumnezeu, nu poți face nimic. Deci primul principiu este ziditorul casei tale. Sub orice formă ar fi ea. Că e din cărămidă, că e din fier, că e din lemn și așa mai departe, în sens fizic, sau că este familia, sau că este țara ta, sau că e biserica ta, sau că e viața ta, ziditorul este Dumnezeu. Iată ce spune Psalmul 127:1. Psalmul 127:1. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu face Domnul ceva, poți să faci tu sau poți să fac eu oricât de mult. Poți să predic eu aici, știți cum? Mai ceva decât Spurgeon, mai ceva decât toți mari predicatori ai lumii. Dacă nu zidește Domnul, poate să cânte Cătălin aici sau orice orchestră, să cânte corul madrigal aici, degeaba. Haideți să înțelegem lucrul ăsta de bază. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Ziditorul este Dumnezeu. În 1 Samuel 2
cu 35, Domnul Samuel spune așa: eu îmi voi pune un preot credincios care va lucra după inima mea și după sufletul meu îi voi zidi o casă stătătoare și va umbla întotdeauna înaintea unsului meu. Eu îi voi zidi, spune cuvântul aici, o casă stătătoare. Eu, Domnul, vorbește aici de David, cuvântul lui Dumnezeu. Mai departe, în 1 Împărați 11:38, dacă vei asculta, aici vorba de Solomon, dacă vei asculta de tot ce îți voi porunci, dacă vei umbla în căile mele și dacă vei face ce este drept înaintea mea, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut robul meu David, voi fi cu tine și ce vei face? Îți voi zidi o casă trainică. Îți voi zidi eu, Domnul. Și nu se referă la o casă de-asta pământească. Îți voi zidi împărăția. Îți voi zidi țara ta. Îți voi zidi familia ta. Îți voi zidi viața ta, Solomon. A ascultat Solomon? N-a ascultat. Și ca atare, casa lui Solomon s-a distrus. Țara s-a distrus după Solomon, s-a împărțit în două. Familia lui, dar ce familie? Că avea vreo 1000 de neveste. Ce familia? Deci s-a distrus, pentru că dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba încerci tu să faci cu puterile tale. Asta este un prim principiu de la care trebuie să plecăm. Al doilea principiu de bază. Și toate principiile mi le argumentez cu cuvântul lui Dumnezeu. La toate o să dăm versete și o să dăm versete din belșug. Ca să-ți facă, să-ți zidească Domnul o casă, fă-i tu mai întâi o casă în inima ta. Repet. Ca să-ți zidească ție, Domnul, o casă, mai întâi fă-i tu lui Dumnezeu, zidește-i tu lui Dumnezeu în inima ta o casă pentru El. Înțelegeți? Planul spiritual. Planul spiritual este extraordinar ce vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu aici. Fă-i o casă lui Dumnezeu în inima ta și de acolo Dumnezeu îți va zidi ție câte case vrei. La modul spiritual vorbesc. Adică fă-i un loc în inima ta lui Dumnezeu unde El să vină și să locuiască acolo pentru totdeauna. Fă-i un loc și vei avea case și fizice, dar mai ales spirituale. Mai ales spirituale. Vei avea o viață puternică în El. Vei avea o familie puternică în El. Vei avea o mărturie puternică în El. Vei avea o biserică puternică în El. Vei avea o țară puternică în El. Înțelegeți? Toate acestea. Dacă nu se întâmplă astea, înseamnă, și lucrurile astea îmi dau și mie de gândit, să știți, înseamnă că nu i-am făcut locul lui Dumnezeu pe deplin. Ne jucăm cu jumătăți de măsură și Dumnezeu spune că El are nevoie 100% de inima noastră. Înseamnă că nu ne-am predat încă cu totul Domnului. Și de aceea avem lipsuri în ceea ce privește construcția caselor noastre, sub diversele aspecte pe care le am prezentat. Ia uitați-vă la câteva versete biblice. Proverbe 23:26. Fiule, dă-mi ce? Inima ta. Inima ta. L-am mai dat versetul ăsta și o să-l mai dăm, pentru că sunt multe versete biblice, atenție, sunt multe versete biblice care au în ele o esență tare. Versetele astea biblice care au în ele o esență tare de tot, acestea trebuie repetate, repetate la nesfârșit și în mintea noastră, și în mintea ascultătorilor. Și trebuie citite și recitite. Poate că citești, eu știu, genealogia Domnului Iisus sau citești în cronici cu lista aceea de nume din Israel. E bine să le citești și poate. Dar când ajungi la asemenea versete,
Asta trebuie să ți le zice, să ți le legi de inimă, de tăblița inimii tale și să le porți cu tine și să le spui în călătorie și acasă și copiilor tăi și urmașilor tăi și să le poruncești, să le păzească. Asta e viață în asemenea versete. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Întrebarea este, i-am dat eu sau i-ai dat tu inima Domnului, așa cum spune aici? Găsește plăcere viața ta sau ochii tăi găsesc plăcere în căile Domnului? Dacă nu e așa, încă Domnul mai are de lucru cu casa noastră. Încă mai are de lucru. Nu poate să o definitiveze sub toate aspectele ei. Apocalipsa 3:20. Încă un verset aici ca să sprijine principiul. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. El stă la ușa casei tale. Care e casa ta, viața ta, inima ta? Știți ce este inima omului? Că poate vă întrebați vreodată, Doamne, dar ce, că tu vorbești de inimă, Doamne. Fiule, dă-mi inima ta, inima ta să nu fie împărțită, inima ta e ceea ce mă interesează pe mine, zice Domnul, de atâtea ori, dar ce e inima? Și când spunem inima, poate ne gândim la organul acela, nu? Pe care îl tot desenăm noi în toate, sub toate formele, inima. Nu! Viața! Centrul! Centrul! Vieții tale din care pornesc toate celelalte lucruri. Asta e inima. Centrul tuturor preocupărilor tale și ale mele. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Psalmul 87:7, o să-l mai dau mai târziu, dar îl putem pune acum. 87:7. Și cei ce cântă și cei ce joacă strigă, toate izvoarele mele sunt în tine, Doamne. Toate izvoarele tale sunt în tine, Doamne. Adică centrul activității mele este în Domnul. Și Domnul este interesat de acest lucru. Ca El să locuiască în centrul vieții mele. Înțelegeți? Asta este inima. Centrul vieții mele, de unde pornesc toate directivele. Da? Cum se spune la o armată care pornește la război. Are un cartier general. De acolo pornesc ordinele. Acolo stă șeful armatei, șeful statului major, cu toți generalii lui, stau la masa aceea cu harta de război, fac planuri, trimit, nu, corespondența, trimit ordinele pe teren și de acolo, acolo este centrul de comandă. Asta este inima omului. Centrul de comandă, viața ta. De unde pleacă toate celelalte. Zice, toate izvoarele mele sunt în tine, Doamne. Adică centrul de comandă al vieții psalmistului era stăpânit, era controlat de Domnul. Nu făcea nimic fără acordul și încuviințarea lui Dumnezeu. De asemenea, Proverbe 4:23. Proverbe capitolul 4:23. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Și acum vreau să vă dau Psalmul 87:7. Doamne, toate izvoarele mele sunt în tine. Înțelegeți ce legătură puternică și frumoasă este între aceste două versete, Psalmul 87 și Proverbe 4:23. Păzește-ți inima, că de acolo ies izvoarele vieții. Și după aia spune cuvântul lui Dumnezeu, toate izvoarele tale și ale mele ar trebui să fie în Domnul. O să izvorască din Domnul. Un al treilea principiu. Primul a zis, ziditorul casei tale și ale mele este Dumnezeu. Al doilea principiu, ca să-ți zidească Domnul o casă, trebuie să-i faci tu mai întâi o casă în inima ta lui. În al treilea rând, teme-te de Domnul. Teme-te de Domnul. Revenim la Exod 1:21. La Exod 1:21, exact lucrul acesta este evidențiat clar de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că moaștele se temuseră de Dumnezeu,
Dumnezeu le-a făcut casă. Și mai este și în versetul 17, înainte, mai este și acolo același lucru spus. Dar moașele s-au temut de Dumnezeu și n-au ascultat de porunca împăratului. Teama de Dumnezeu. Teama de Dumnezeu. Facem așa fel încât Dumnezeu să ne construiască case. Teama de Dumnezeu. Dau câteva versete biblice. Am spus Exodul 1:21, fiindcă s-au temut de Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut case. Psalmul 111:10. Psalmul 111. Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au ce? O minte sănătoasă. Adică mintea din ce face parte? Din viața omului. Îți dă Domnul o minte, îți dă o viață sănătoasă, îți dă o casă sănătoasă dacă începi cu frica de Domnul. Și când vorbim de frica de Domnul, nu trebuie să vorbim de acea frică paralizantă. Nu. Nu e vorba de, știți cine paralizează prin frică? Diavolul. Când ai o frică din aceea paralizantă, e vorba de frica de la diavolul. Frica de Domnul, în schimb, este o frică, o teamă sfântă, care ce face? Face să ți se îndrepte cărările vieții. Face să ți reconsideri principiile și valorile în viață. Te face să te apropii de Dumnezeu. Nu te paralizează, nu te imortalizează, ci îți dă viață. Frica de Domnul îți dă viață. Frica de Domnul îți dă o minte sănătoasă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Frica de Domnul te apropie de Dumnezeu. Ați văzut poate pe la documentarele acestea, pe la televizor, când vânează un animal din acesta sălbatic, are și în special șarpele. În momentul când fixează ochii și scoate limba aceea pe o anumită pradă, o paralizează pur și simplu. Nu se mai mișcă. Vezi câte un șoricel din ăla în fața unui șarpe, stă ghemuit acolo, nu mai face nicio mișcare. Pur și simplu e paralizat de frică. E paralizat de frică. Dacă mergi noaptea cu mașina și ai farurile aprinse și se întâmplă în bătaia farurilor să apare un iepure, farurile acelea îl paralizează de frică și nu se mai mișcă. Te dai jos din mașină și te duci și le iei de acolo. Nu la o astfel de frică se referă temerea de Domnul, care te paralizează și nu mai știi să faci. Stai și nu mai ești pur și simplu ca un om mort. Nu. Dumnezeu se referă aici la teama aceea care pur și simplu îți dă aripi, te ajută și zic, trebuie să ies din mocirul aceasta. Trebuie să am frică de Domnul, pentru că Domnul este Cel care îmi dă mie valoare. Domnul e Cel care îmi dă viață, îmi dă minte sănătoasă și așa mai departe. Eclesiastul 12:13. Eclesiastul 12:13 spune, să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Iată, a te teme de Domnul e o datorie pe care trebuie să o ai. Când ai intrat în clădirea aceasta, e o datoria ta să zici, Doamne, am intrat în casa Domnului, cum intru aici? Trebuie să ai acea teamă sfântă. Când ieși din casa Domnului și pășești pe stradă sau, eu știu, în altă parte, trebuie să te gândești, trebuie să mă tem de Domnul, să văd ce vorbesc, să văd cum calc, să văd ce aud, să văd ce văd și așa mai departe. Aceasta este teama sfântă de Domnul, adică să nu păcătuiesc împotriva Lui, să nu-L supăr pe Domnul. Un copil, dacă se teme de părinții Lui, nu trebuie să se teamă de maniera în care, aoleo, vine și mă bate și mă calcă în picioare. Nu. Teama unui copil față de părinții lui trebuie să fie o teamă sănătoasă. În ce sens? În sensul că trebuie să se gândească, dacă eu fac lucrul acesta, o să-i supăr pe părinții mei.
Înțelegeți? Dacă eu fac lucrul acesta, o să le frâng inima părinților mei. Și fiindcă îi iubesc, eu nu fac asta. E o teamă conștientă, e o teamă indusă din lăuntrul, nu vine din afară. Așa cum vine cea de la șarpele, de la diavol. Înțelegeți? Iată încă un verset biblic, spre exemplu, Psalmul 25 cu 12. Psalmul 25 cu 12. Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie să o aleagă. Acela este omul care se teme de Domnul. Temerea de Domnul îți arată calea. Îți arată cum să-ți orânduiești viața, casa ta. De asemenea, eu, în Geneza 42 cu 18, poate nu le mai citim pe toate acestea, dar acolo vedem așa, în Geneza 42 cu 18, Iosif s-a temut de Domnul. Uite, eu mă tem de Dumnezeu, spune Iosif. În Iov 1 cu 1, îl vedem pe Iov că se temea de Domnul. Zice, el se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. În Faptele Apostolilor 16 cu 14, este vorba de Lidia, acea vânzătoare de purpură, zice despre ea, Lidia, da? Vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu. A te teme de Dumnezeu este o valoare, e un care face parte din caracterul bun al nostru înaintea lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne speriem de acest cuvânt, da, de ce trebuie să mă tem eu de Domnul? Da, trebuie să te temi. Teama aceea sănătoasă care te ferește de păcat. La asta se referă cuvântul lui Dumnezeu. Apocalipsa 19 cu 5. Apocalipsa 19 cu 5. Și din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea, lăudați pe Dumnezeul nostru, toți robii lui, voi care ce? Care vă temeți de El, mici și mari. Teama de Domnul este permanent exemplificată de la Geneza până la Apocalipsa. Iată cine, mai lăsăm puțin versetul. Iată cine o să ajungă în cer. Aici avem de-a face, suntem deja la scaunul de domnie a lui Dumnezeu, în Apocalipsa. Cine ajunge acolo? Toți mari și mici care vă temeți de Domnul. Care vă temeți de Domnul. Înțelegeți? Teama de Domnul îți construiește o casă. Teama de Domnul îl face pe Domnul să zidească o casă sub toate aspectele ei. Al patrulea principiu, am zis că sunt cinci principii, al patrulea. Apropie-te de Dumnezeu. Apropie-te de Dumnezeu. În 1 Petru, capitolul 2, versetele 4 și 5, spune așa. Apropiați-vă de El. Piatra vie e lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și atenție! Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. În momentul când te apropii de Dumnezeu, mai dăm o dată versetul 4, apropiați-vă de El. Și în momentul când te apropii de El, zice cuvântul lui Dumnezeu, acum versetul 5, El te zidește într-o casă duhovnicească. Așa de frumos mi-a plăcut pasajul acesta, cele două versete. Ce bine sunt puse unul lângă altul. Mai întâi, porunca, apropie-te de Dumnezeu. Și în al doilea rând zice, după ce te apropii de Dumnezeu, vine Dumnezeu și te zidește, îți zidește viața într-o casă duhovnicească, adică zidește viața în Hristos, adică zidește viața pe stâncă. Atât de frumos este cuvântul lui Dumnezeu, dar trebuie cercetat, trebuie analizat, trebuie văzut ce vrea să ne spun aici. Apropie-te de Dumnezeu. Și El îți va zidi viața într-un mod duhovnicesc. Am spus că pun accentul pe partea duhovnicească, spirituală. Și aici despre asta este vorba. Atenție, mare atenție. De ce te apropii tu? De ce mă apropii eu de Dumnezeu? Pentru cuvântul spune, apropie-te. Dar de ce ne apropiem noi de Dumnezeu? Sunt mai multe moduri de a te apropia de Dumnezeu, să știi. Spre exemplu, sunt persoane
care se apropie de Dumnezeu doar atunci când sunt la strâmtorare. Atunci când se strânge șurubul, atunci când nu mai pot, atunci se apropie de Dumnezeu. Sunt persoane care se apropie de Dumnezeu atunci când simt că le fuge pământul de sub picioare, da? Și încep să fie tăiate ancorele. Că noi suntem ancorați cu niște ancore pe pământul ăsta. Și atunci când începe să se taie câte o ancoră, câte o ancoră, ne fuge pământul de sub picioare și zice, ah, Doamne, unde sunt, ce fac? Și te apropii de Dumnezeu, că nu mai vezi niciun ajutor în jurul tău. Dacă încep să te părăsească prietenii, dacă încep să, eu știu, îți pierzi serviciul, dacă îți pierzi, eu știu, ajutoarele, tot ceea ce este pământește vorbind, zici, sunt pierdut. Îți fuge pământul de sub picioare. Și mulți dintre oameni se apropie de Dumnezeu când dispar toate aceste lucruri. Când dispar toate aceste lucruri. Și Dumnezeu, să știți că este expert în a începe să taie ancorele vieții noastre. Dacă ancorele noastre nu sunt fixate pe stâncă, ci sunt pe nisip, să știți că Dumnezeu începe să le taie. Dar nu trebuie să așteptăm să ne apropiem de Dumnezeu doar atunci. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că noi trebuie să ne apropiem de Dumnezeu, nu neapărat după ce Dumnezeu începe să taie și să umble și să zguduie temeliile vieții noastre. Zice, apropiați-vă de Dumnezeu. Atâta spune, apropiați-vă. Nu trebuie să ne apropii de Dumnezeu când vezi că totul în jur o ia razda. Și lumea devine din ce în ce mai rea și mai imorală și spui, Doamne, ce fac în lumea asta? Că eu nu-mi găsesc locul. Mă apropii de Tine, Doamne. Și atunci, noi trebuie întotdeauna când venim la Dumnezeu cu orice lucru, cu orice cerere, cu orice problemă, trebuie să spunem așa, Doamne, curățește dorințele. Vreau să vin la Tine într-un mod curat, Doamne, neegoist. Vreau să vin la Tine, Doamne Dumnezeule, având în prim plan doar persoana Ta. Atât. Înțelegeți diferența? Înțelegeți diferența? Cât de mult apreciază Dumnezeu modul cum vii la El și de ce vii la El? De ce ai venit astăzi aici la biserică? De ce ești aici? De ce vii la picioarele Lui? Pe care este motivul? Singurul motiv pentru care trebuie să vii la Dumnezeu este acesta. Să-L glorifici pe El. Să-I aduci glorie lui Dumnezeu. Să nu ceri nimic pentru tine, ci totul pentru El. Am cântat cântarea aceea. Hristos în noi, nădejdea slavei. Hristos în noi, nimic mai mult. Păi am cântat, nu-i așa? Am cântat-o. Cântat-o Cătălina aici în față și noi toți am cântat-o. Și am cântat-o și eu. Și când am cântat-o, știind că predic despre așa ceva, gândul meu s-a dus și mai profund la acest aspect și am zis, Doamne, noi cântăm și spunem, Hristos în noi, nimic mai mult. Dar de fapt, de ce venim la Tine? Venim doar pentru nădejdea slave, venim doar pentru gloria Ta? Înțelegeți? Apropie-te de Dumnezeu, dar apropie-te de Dumnezeu într-un mod curat și spune, Doamne, vreau să vin la Tine doar pentru Tine, Doamne. Doar să Te glorific, nu-ți cer nimic, Doamne. Nimic nu-ți cer. Ioan 4, 23 și 24, vedeți ce fel de închinător dorește Domnul, care să se apropie de El. Zice, vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Atenție! Fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Și trebuie să spunem aici, amin, Doamne, ajută-mă! Repet, că e foarte important. Și nu vreau să trec mai departe. Ce fel de închinător dorește Tatăl? În duh și în adevăr. În duh și în adevăr. Cum vrea să te apropii Dumnezeu de El? În duh și în adevăr. Unde vezi acolo apropiere de Dumnezeu pentru problemele mele, pentru, eu știu, necazurile mele, pentru nevoile mele, pentru ceea ce am pierdut și pentru ceea ce nu mai am? Nu!
Zice, apropiați-vă de Dumnezeu în Duh și în adevăr, atât, că astfel de închinător dorește și Tatăl. Nu spun acum să nu cerem de la Dumnezeu. Aș fi împotriva cuvântului să spun, Dumnezeu zice să nu cereți. Nu, zice, cereți! Cereți și vi se va da! Căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide. Spune, dar primordial, când te apropii de Dumnezeu, prima dată când vii la Dumnezeu, trebuie să vii în Duh și în adevăr. Atât. Hristos în noi, nădejdea slavei, Hristos în noi, nimic mai mult. Știți ce spune Pavel? Deci nu vreau să-L știu pe Hristos decât pe El, în viața mea, zice Pavel, decât pe El răstignit. Atât. V-ați propus vreodată să ajungeți la un asemenea nivel? Credeți că este imposibil să ajungem și noi la nivelul lui Pavel? Nu știu. Depinde de credința ta, de credința mea. Dar eu îl am ca model pe Pavel. Îl am ca model pe Pavel. Și Pavel îl are ca model pe Domnul Iisus. Zice, călcați pe urmele mele, că și eu calc pe urmele lui Hristos. Deci, dacă l-avem pe model, de model ca pe Pavel, nu este un păcat. Pentru că și Pavel îl avea de model pe Domnul Iisus Hristos. Ia uitați-vă la Psalmul 27:8. Am cântat și asta. Atenție, am cântat și asta. Eu așa mi-aduc aminte. Am cântat. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea. Și ce face omul? Fața ta, Doamne, o caut. Fața, nu mâna. Diferența între a veni, a te apropia de Dumnezeu ca să cauți fața Lui și a te apropia de Dumnezeu cu un interes ascuns ca să cauți mâna Lui. Ei bine, când știi să te apropii de Dumnezeu de maniera aceasta, duhovnicească, Dumnezeu îți va zidi o casă 100%. Amin. Sub toate aspectele ei. Dumnezeu îți va zidi o casă. Ia uitați-vă la Ioan 6:24-26. Să vedeți ce e interesant aici. Să vedeți un lucru interesant. Când au văzut noroadele că nici Iisus, nici ucenicii lui nu erau acolo, s-au suit și ele în corăbile acestea și s-au dus la Capernaum să caute pe Iisus. Ce făceau ăștia? Îl căutau. Vreau să se apropie de Iisus. Când l-au găsit, l-au găsit. S-au apropiat de El. Dincolo de mare, învățătorule, când ai venit aici? Atenție la versetul ăsta. Drept răspuns, Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că mă căutați nu pentru că ați văzut semne. Și de ce? Ci pentru că ați mâncat de pâine în acelea și v-ați săturat. Este colosal ce spune cuvântul aici. Și nu ne-am gândit poate niciodată la faptul că ne apropiem de multe ori de Dumnezeu ca și oamenii ăștia. Zice, veniți la mine și vă apropiați că v-ați săturat și v-ați dat să mâncați. Dar nu vă interesează faptul că am făcut semne și minuni în mijlocul vostru și fiindcă am făcut semne și minuni în mijlocul vostru, trebuia să vedeți în mine pe Fiul lui Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu a venit să aducă mântuire în primul rând. N-a venit să neapărat să vă sature, o să vă și sature că aveți nevoie și de asta. Dar uitați-vă mai întâi la ceea ce contează. Apropiați-vă de mine ca să vedeți în mine pe Fiul lui Dumnezeu, nu că v-am dat să mâncați. Oriunde te întoarce în cuvântul lui Dumnezeu, de la Geneza la Apocalipsa și să o iei înapoi, oriunde te duce, să știi, întotdeauna Dumnezeu pune accent pe partea spirituală. Și e ceea ce încerc și eu și astăzi și de atâtea ori și Dumnezeu îmi pune pe inimă, atenție, în primul rând pentru mine. În primul rând mie îmi spune Dumnezeu astea, caută fața mea, Costel, caută-mă pe mine, atât. Lasă totul deoparte. Eu sunt centrul vieții tale. Vrei să zidesc casă? Vrei să zidesc biserica? Vrei să zidesc familia? Vrei să zidesc țara în care locuiești? Vrei să zidesc viața ta pe o temelie sănătoasă? Caută-mă pe mine. Apropie-te de mine într-un mod neegoist. Apropie-te de mine. Iisus, să știi, știe de ce-L cauți. El știe de ce ai venit astăzi aici. El știe când te pui pe genunchi, de ce te pui. El știe totul. Vedeți? Nimeni din mulțimea nu i-a spus, Iisuse, mai dă-ne să mâncăm, că ne-a plăcut pâinea de ne-ai dat. Nu.
Iisus, zice, El știe mai dinainte ce este nou. El te cunoaște și mă cunoaște, știe de ce venim. Nu-L putem păcăli, să știți. Nu-L putem păcăli. Adevărata relație cu Dumnezeu, adevărata relație, o vei găsi doar atunci și numai atunci când îl vei căuta întâi și numai pe El. Amin? Așa este, să știți. Iisus în noi, nădejdea slavei, Iisus în noi, nimic mai mult. Și o să rog pe Cătălin la sfârșit să mai cântăm o dată cântarea asta, că tare profundă este. Nu știu cine a scris-o, dar e după cuvântul lui Dumnezeu 100%. Așa vrea Dumnezeu. Și al cincelea, și costă închei. Al cincelea principiu. Dacă vrei să zidească Domnul o casă, vino cu bucurie la casa Lui. Vino cu bucurie la casa Lui dacă vrei să zidească Domnul o casă. Psalmul 122:1 zice, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Ai venit cu bucurie azi aici? Dacă n-ai venit cu bucurie, atunci trebuie să lupți și trebuie să mai cer Domnului bucurie. Dacă ai venit cu bucurie, ferice de tine și Dumnezeu te va binecuvânta și îți va zidi casa vieții tale, ori de câte ori vii cu bucurie înaintea Lui. Până nu vom învăța, atenție, până nu vom învăța să-L slujim cu bucurie, cu bucurie, să știți că nu vom avea o casă zidită de El. Pentru că Domnul vrea să-L slujim cu bucurie. Cum credeți că slujeau moașele Șifra și Pua? Cum credeți că slujeau? Păi știți ce era la evrei să nască o femeie? Era bucuria vieții ei. O femeie care n-avea copii în Israel era foarte supărată. Aduceți-vă aminte de, cum o cheamă? Ana. Ana. Ana era foarte supărată, pentru că Penina avea copii, ea n-avea și pe lângă faptul că nu avea cealaltă, o tot supăra și o înțepa. Și la evrei, o femeie când aducea un copil, era o bucurie. Gândiți-vă, aceste femei lăudate de Dumnezeu aici, eu sunt convins că aveau o bucurie extraordinară când ajutau să vină copii în poporul Israel. Băieți și fete se bucurau, își puneau viața în primejdie și slujeau cu bucurie Domnului. E multă teologie în lumea asta, să știți. E lumea plină de teologie. Și am mai spus că pentru mine teologia este neimportantă atâta timp cât denaturează și ajunge într-o zonă în care îl pierde din vedere pe Dumnezeu. Adevărata teologie este să-L lauzi pe Domnul cu toată inima ta și să te bucuri de prezența Lui în orice situație a vieții. Psalmul 16:2, Psalmul 73:25, eu zic Domnului, Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Ce teologie puternică e aici. Nu-ți trebuie facultăți și nu-ți trebuie doctorate ca să înțelegi această teologie simplă. Eu zic Domnului, Tu ești singura mea fericire. Ce frumos! Și Psalmul 73:25. Pe cine m-a înălțat la mine în cer în afară de Tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine. Amin. Păi când am lucrurile astea în inima mea, când le doresc și le cer Domnului și mă apropii de Dumnezeu ca să le am pe astea în primul rând, atenție, 100% Dumnezeu ne va zidi o casă sub toate aspectele. Sub toate aspectele, până nu vom găsi bucurie în Domnul. Cum să ne zidească Domnul o casă dacă noi nu avem bucurie în El? Dacă noi nu ne găsim plăcerea în El? Asta e adevărată teologie. Să-L cauți pe El și să asculți de El și de poruncile Lui. Să cauți mai întâi. Matei 6:33, venim din nou la versetul ăsta. Ăsta iarăși este un verset cu esență. Esență tare în El. Și de-aia vin tot spun mereu. Căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate celelalte, iarăși partea spirituală pusă pe primul plan. Pe primul plan. Să nu credeți că vă dau mereu versetele astea, că n-am altele. Am o groază, să știți.
am o groază să vă dau. Dar vă dau din mereu și mereu revenim asupra unor principii de bază, pentru că dacă ni le însușim pe acestea, dacă le asimilăm pe acestea, dacă acestea vor constitui fundamentul vieților noastre, atenție, Dumnezeu va interveni puternic în viața noastră, în familia noastră, în biserica noastră, în țara noastră. Asta este adevărata teologie, să-ți găsești bucuria și desfătarea venim la El, venim la casa Domnului. Și dacă vii cu bucurie la casa Domnului, Dumnezeu îți va zice și ție o casă. În Deuteronom 28, nu m-am gândit niciodată, până n-am citit cele două versete, nu m-am gândit niciodată la aspectul ăsta. Și cred că nici voi nu v-ați gândit. Vi le spun și eu acum. Deuteronom 28, 47 cu 48. Pentru că în mijlocul belșugului tuturor lucrurilor, n-ai slujit Domnului Dumnezeului tău cu bucurie și cu dragă inimă, vei sluji în mijlocul foamei, setei, goliciunii și lipsei de toate vrăjmașilor tăi pe care îi va trimite Domnul împotriva ta. El îți va pune pe urmaz un jug de fier până te va nimici. A fost ca o revelație când am citit versetele astea două. Haideți încă o dată la 47. Zice, pentru că în mijlocul binecuvântărilor pe care ți le-am dat, n-ai slujit lui Dumnezeu cu bucurie și cu dragă inimă. Ce face Dumnezeu? Îți ia binecuvântările. Îți dărâmă casa. Îți dărâmă casa. Pentru că El vrea să nu te legi de binecuvântări, ci vrea să te legi de Dumnezeu, să-i slujești lui cu bucurie, să-ți găsești plăcerea în El. Evreii începuseră să-și găsească plăcerea în binecuvântările lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se supără pentru asta. Când Dumnezeu îți dă, acele lucruri trebuie să fie secundare pentru tine. Tu trebuie să le ții la distanță, să nu pună stăpânire pe tine. Zice, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Și nimic nu va pune, zice Pavel, nimic nu va pune stăpânire pe mine. E o poruncă. Ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici în Deuteronom, vedem că e o poruncă să-i slujești lui cu bucurie și cu dragă inimă, pentru că altfel ai de-a face cu mâna lui. Mâna lui. Știți că este o vorbă, este o expresie, zice, Dumnezeu când dă, dă cu mână largă. Dar când e să ia, când e să-ți ia, când nu slujești cu bucurie, zice, îți ia cu binocul. Și ce înseamnă asta? Adică mai câteva firimituri pe acolo, mai niște lucruri prin viață, Domnul se uită cu binocul să ți le ia și pe alea. Nu-ți mai rămâne nimic. Nimic nu-ți mai rămâne. Dacă nu știi să-i slujești Domnului cu bucurie și cu dragă inimă. Domnul e bun și dă cu mână largă. Dă cu carul, cum se spune. Dar dacă nu știi să te bucuri de Domnul în mijlocul binecuvântărilor pe care le ai și te bucuri mai mult de binecuvântările pe care le ai, în loc să te bucuri de Domnul, Domnul începe să-ți adune. Zice, aha, ți-a mai rămas, ai uite cum o ții, las că ți-o iau și pe aia. Las că ți-o iau și pe aia. Și începe să-ți ia. Pentru că Domnul este un Dumnezeu cum este? Gelos. De aceea punem accent în această bisericuță, chiar dacă suntem 5 sau 7 sau 10, punem accent și o să punem mereu accent pe partea spirituală, cea care zidește, cea care ne ajută, cea care ne face să stăm lângă Dumnezeu și numai lângă El și care ne ajută să dăm la o parte orice lucru care ne înfășoară așa de lesne. Păcat, da? Să dăm la o parte și să ne pierd de Dumnezeu și numai de El. Dacă ne găsim bucuria și desfătarea în El, El ne va zidi o casă. O casă. O familie. O viață sănătoasă. O țară sănătoasă în care să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu și așa mai departe.
El ne va transforma viețile, ne va schimba cu totul. Dumnezeu trebuie să fie ținta căutărilor noastre stăruitoare. Rezultatul oricărei experiențe de viață trebuie să fie glorificarea lui Dumnezeu. Dacă orice experiență de viața ta sau a mea nu duce la glorificarea lui Dumnezeu, aceea nu este viața adevărată din Dumnezeu. Dumnezeu primește, să știți, laudele noastre și bucuria pe care o avem în slujirea pe care o dăm. Garantat, să știți. Și cu asta e garantat. Și nu este vorba că vă garantez eu. Eu n-am nicio autoritate și nicio putere să garantez așa ceva. Vă garantează cuvântul lui Dumnezeu. Garantat. Că Dumnezeu îți va zidi o casă. Dacă vei respecta aceste principii și poate multe altele pe care le găsești în cuvântul lui Dumnezeu din ce citești. Garantat Dumnezeu îți va zidi o casă. Că va fi de cărămidă sau că va fi de beton sau din lemn sau mai știu eu, Dumnezeu știe. Dar va fi o casă. Că Dumnezeu va fi garantat că Dumnezeu îți va zidi o familie. Garantat că Dumnezeu îți va zidi o relație în viața ta. Garantat că Dumnezeu îți va zidi o biserică și toți ne dorim ca această biserică să înflorească, această biserică să crească, această biserică să se dezvolte. Atunci trebuie toți, începând de la mine și până la voi, toți să luăm aceste principii și să începem să le trăim și să ne rugăm pentru ele și să spunem, Doamne, ai spus că vei zidi o casă, adică o biserică printre altele, te rog, ținește-o. Începe de astăzi. Și Dumnezeu poate. Dumnezeu îți va zidi o țară. Dumnezeu îți va zidi o viață. O viață sfântă, curată, desăvârșită. Dumnezeu îți va zidi o viață plină de binecuvântările lui Dumnezeu. Dacă vei ști să te apropii mai întâi de El. Amin.